Bă, mâncavaș, prietenii mei, dați acolo un tap-tap, o abonare la Ciricliu și vă mai țin și o leacă de vorbă, așa, cu viața cotidiană de zi cu zi, nu cu fiți, nu cu alea-alea, să fim cât mai mulți în acțiunea lui, în filmele lui Ciricliu. Bă, prieteni, alaltă ieri m-ați întrebat, mi-a zis ca să vă arăt ce lucrez. Vă arăt o leacă mai târziu așa, dar pe șantier nu e nicio rușine pentru mine. Bă, mâncavaș, eu sunt fragil, adică coloana mea e fragilă rău tare că s-a operat. Dublă iernie cervicală, Ciricliu 4 ore operat. Arseni Bactazar, București. Și aveam un cațaș de alea de decorativă. Vânul brand, sare, nu-i că nu e hidraulică bun, dar v-am zis, coloana ai franjuri. Coloana operată, mâncava și ce vrei, aici și ala cea, fare Ciricliu buzunarul cu fermoar. De dimineață până la 6 ridică gălețele alea, mâncava de 25 de kg de decorativă, ruperii pe schelă sus, jale, bă, cu jumare de la mătură, nu așa. Gândeam eu că a doua zi n-o să mai fiu bun. Am stat pe burtă, așa ce am, să mă odihnesc, toată noaptea dorm, n-am treabă. Mă trezesc a doua zi, mâncavaș. Asta a fost marți, mă. Marți am tras. Miercuri dimineață eram întins în pat, așa. Parcă aveam ceva pe piept, așa, care mă ținește. Ai zic, hai că trag de mine o reacă, mă scutur de două ori și îmi trece, mă duc îmi fac o cafea. Deci când m-am sculat în două picioare, a început amețeală. Telefon, tovarășul meu, azi la orizontală, nimic, Ciricliu, odihnește. Joi a fost Sfântul Cichician, o sărbătoare mică acolo, am stat și ieri acasă, ieri, am ieșit vreo 3-4, de unde? Am ieșit de la 10 până la 2 m-am plimbat. Dar plimbarea așa lejereanu cu toată, bă, tu dacă vântul a fost bine. Aseară mă gândeam, bă, îmi iau dimineața o pastilă de aia de coloană, așa de liniștire, niște pastile de alea. Băi, când m-am sculat dimineață, viu, de drag am venit azi la muncă. Ne-am prăjit ieri niște caizeri de asta. O leacă de forță, așa. Că dacă nu te hrănești la muncă, te-ai dus pe copcă. Da, bă, prieteni. Aveam eu oricum încă să vă povestesc altceva azi, dar m-am luat cu munca și am uitat. Vă fac eu clip mâine. Hai, vă aștept cu o abonare. Cu un comentariu frumos acolo. Bravo, Ciricliu. Ești povestitor bun. O zi bună, prieteni.